Iar în țară, din cauza noului coronavirus, 3 școli sunt închise și alte 153 de clase își desfășoară orele de la distanță. În total au fost testați pozitiv cu noul coronavirus 214 elevi. În același timp, 5 grădinițe sunt închise din cauza carantinei. Datele au fost oferite de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării. Potrivit datelor oficiale, săptămâna trecută au fost testați pozitiv la noul coronavirus 214 elevi din țară, alți 3.183 fiind plasați în regim de autoizolare. Bolnavi de virusul SARS-CoV-2 sunt și 230 de profesori, iar alți 178 se află în regim de autoizolare. Infectați cu noul virus sunt și 63 de angajați auxiliari, 49 fiind în autoizolare. În învățământul profesional tehnic, în perioada 1-5 februarie, au fost testați pozitiv la noul coronavirus 14 elevi, 18 cadre didactice și 5 angajați din personalul auxiliar. De asemenea, 19 grupe de elevi sunt plasate în autoizolare. Tot săptămâna trecută, testați pozitiv cu virusul COVID-19, au fost 4 studenți, 12 profesori și 7 angajați din personalul auxiliar. Alți 13 studenți, 2 profesori și un angajat auxiliar au fost plasați în regim de autoizolare. De asemenea, în carantină sunt și 5 grădinițe și 36 de grupe de copii. Săptămâna trecută au fost confirmați pozitiv cu noul coronavirus 15 copii, iar alți 999 sunt în autoizolare. Totodată s-au îmbolnăvit și 54 de educatori și alți 55 de angajați ai grădinițelor. 193 de cadre didactice și 103 angajați auxiliari sunt în izolare. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării reiterează îndemnul către directorii instituțiilor de învățământ, cadrele didactice și elevi să respecte în continuare toate măsurile de protecție împotriva virusului COVID-19.